respectăm regulile. Angajații șantierului de la Mangalia au protestat seara trecută în fața Casei de Cultură. Peste 100 de salariați și-au strigat nemulțumirile. Sindicaliștii spun că angajamentele asumate de acționari nu au fost respectate. Numărul comenzilor s-a redus, iar promisiunile că numărul angajaților va crește la 3.000 de oameni s-au dovedit a fi doar vorbe în vânt. Toate aceste promisiuni nu s-au concretizat și suntem în situația în care trebuie să concedieze 228 de salariați. Ne-am opus, nu e prima manifestare de protest, ne vom opune în continuare, vom face tot ce ne stă în putință, astfel încât acest număr să scadă, să tindă spre zero. Trebuie să ne asigurăm că în situația în care nu se poate altfel și totuși trebuie să reducă numărul de posturi, acestea sunt făcute conform criteriilor din contract. Mai mult decât atât, aceștia spun că în 3 ani de zile, de când au venit olandezii la Damen, compania a ajuns să înregistreze pierderi. În timp ce vor să concedieze 228 de salariați, pe platforma societății desfășoară activitatea firme subcontractoare, salariați delegați de la Galați, salariați de naționalitate vietnameză. De asemenea, sindicaliștii solicită măsuri de reducere a lucrului cu societățile subcontractoare, prioritizarea propriilor salariați și contractarea de noi comenzi pentru construcții de nave. Șantierul din Mangalia trebuie apărat, ei nici măcar nu știu cât salariați au. Acum 3 ani de zile eram tot aici și se discuta despre vânzarea șantierului. Atunci vă spuneam că un activ ca ăsta nu o să rămână el neexploatat. Are docuri foarte mari, este extrem de bine tehnologizat și mai are ceva. Forța de muncă bine pregătită, spun ei, și mai spun ceva, și prost plătită. Oamenii sunt hotărâți să continue acțiunile de protest și mai mult decât atât speră să reușească să-i convingă pe acționarii olandezi să reducă numărul de salariați concediați.